Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este antreprenorul Felix Pătrășcan. Mulțumim foarte mult că ați venit, domnule Pătrășcan, alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Felix bună ziua, Pătrășcanu, unul dintre antreprenorii români care este implicat și în mai multe organizații de profil antreprenorial. Romanian Business Leaders e una dintre cele mai cunoscute. Parte și din inițiativa Rethink România, care și-a făcut deja un nume pentru că a creat tot felul de programe și planuri strategice, încercând să ajute autoritățile chiar de multe să ori. Să atragem atenția asupra unor lucruri care se întâmplă în societate. Și pentru a direcționa această țară pe o traiectorie corectă. Domnule Pătrășcanu, haideți să începem de sus în jos. 2024, un an electoral, un an în care economia României arată cum, din punctul dumneavoastră de vedere, economia reală? Se presupune că într-un an electoral se dau drumul la niște cheltuieli, se mai asfaltează, se mai dezvoltă, se mai... pentru ca politicienii să arate electoratului că iată ce se întâmplă, ce bine fac ei. Și atunci, generându-se aceste cheltuieli, automat banii intră în economia reală. Și lucrurile par că ar merge pe un făgaș normal, că, nu știu, e un iureș așa de dezvoltare, că lucrurile nu stau în realitate așa și ne uităm întotdeauna, dacă un an îl avem, nu știu, sub priviri, ne uităm de fiecare dată la ce va veni. Cheltuielile guvernamentale cresc, asta e un lucru cert. Nu vorbim deloc despre o reorganizare a agențiilor statului, a ministerelor, a cheltuielilor în general, pensii și așa mai departe. Promitem foarte mult în continuare. Mi-aș dori foarte tare ca pensia mamei să crească, numai că aș vrea să pot să-i o acord pe foarte mulți ani, de acum încolo. Și dacă face un commitment de creștere, trebuie să vezi clar de unde poți să ai acești bani și anul viitor, și peste 5 ani, și peste 10 ani. E foarte important lucrul ăsta. Și atunci noi, oamenii de afaceri, suntem un pic atenți de unde vom scoate sumele respective, pentru că, na, bugetele sunt făcute pe, nu neapărat pe spatele nostru, nici n-ar vrea să spun cuvântul ăsta, ci pur și simplu prin ceea ce creăm, prin ceea ce producem. Și atunci am avea foarte mare grijă să cumva să lăsăm căile libere pentru dezvoltare. Anul 2025, din nefericire pentru antreprenori, e cel care ne sperie. Și credem noi că se discută foarte mult despre mărire de TVA. Credem noi că se discută foarte mult despre schimbarea impozitului pe profit, trecând de la cel unic la cel îndrepte. Și atunci lucrurile astea nu știu ce impact vor avea. Acum bucuroșilor îmi duce toate doar dacă suntem, nu știu, chemați să discutăm despre problemele astea, să facem niște predicții și să vedem ce se poate întâmpla. Pentru că, da, trebuie să ieșim, suntem cu toții împreună și trebuie să ieșim din lucrurile astea, să vedem cum mergem mai departe. Dar aș fi foarte reticent în locul politicienilor de a mai face promisiuni care nu pot fi acoperite sau care, chiar dacă vor fi acoperite, vor fi acoperite cu niște costuri în detrimentul dezvoltării, inovației, digitalizării și așa mai departe. Adică a investițiilor, de altfel. Acum așa văd în mare. Schimbăm perspectiva de la mic la mare. Dumneavoastră aveți o firmă de curierat. Noi vă chemăm la emisiunea asta de fiecare dată când vrem să simțim pulsul economiei reale. Pentru că dumneavoastră sunteți primii în domeniul dumneavoastră care simțiți dacă lumea are bani, dacă consumul crește sau scade, în funcție de comenzile pe care le onorați, de livrările pe care le faceți. Și aș începe cu întrebarea asta, cât se poate de simplă. Pentru că am văzut că aveți foarte multe mașini în continuare în oraș. Mai are lumea bani? Sigur. Se întâmplă. Se întâmplă, numărul de colete în primul trimestru a crescut cu peste 20%. Numărul de colete. Și aici trebuie să ne uităm de unde. Odată de la marketplace-urile românești, și vorbesc aici de online. Da? De la marketplace-urile românești, dar și invazia de firme chinezești care au pătruns în România
și aici amintim o mulțime de alte lucruri, alte companii foarte mari, marketplace-ul, cel mai mare marketplace turcesc vine în România și ei aduc în mare măsură foarte, foarte multe expediții la un preț foarte jos, foarte mic. Și atunci cifrele expedițiilor care trec prin compania noastră în acest moment de la companiile din Asia sunt în jur între 30 și 50 de mii de expediții pe zi. 30 și 50 de mii? Între 30 și 50 de mii de expediții pe zi. În România? Nu în România, ci care trec pe la noi prin companie. Dar companiile chinezești lucrează și cu celelalte firme de curier. Uh-huh. Asta ne poate conduce la următoarea concluzie intermediară. Lumea are aceeași sumă de bani ca anul trecut, sau poate chiar mai puțin, doar că prețul de achiziție este ceva mai mic odată cu intrarea acestor firme chinezești pe piața din Europa, nu? De acord, da, așa este. Este o invazie chinezească pe piața europeană? Da, putea spune că este și, nu știu, am văzut reacțiile comunității europene de la vârf care vor să oprească această invazie. Nu știu în ce măsură, pentru că până la urmă toată e o piață liberă, nu? Și atunci trebuie să avem, da, e adevărat, reglementată, dar în mare măsură nu știu ce ar putea face în sensul ăsta. Adăuga taxe în plus și așa mai departe. Nu pot să realizez. Cert e că în acest moment sunt foarte multe firme chinezești care vin și vând pe piața din România și nu vin doar din China. Vin din Ungaria, noi ne-am deschis niște birouri în Budapesta, în Ljubljana. Deci în Bulgaria. Vin chinezii în România prin Ungaria, nu? Vin chinezii în România prin Ungaria, pentru că guvernul maghiar, împreună cu guvernul chinez, au semnat niște acorduri economice prin care valoarea de vămuire a fiecărui produs e mult mai mică decât în Europa. Adică e mult mai mică față de ceea ce se întâmplă în Olanda sau în România. Deci așa se explică și atunci, cum Ungaria a devenit poarta de intrare a Chinei în Uniunea Europeană. E un gate, cred că cel mai important gate în momentul de față, pentru Europa centrală și de est, Budapesta. Dacă aveam această viziune mai degrabă dintr-o perspectivă așa geostrategică, iată acum dumneavoastră ne prezentați și versiunea economică. Ungaria devine la propriu, fizic, poarta de intrare a Chinei în Europa cu aceste produse. De curiozitate, dacă aveți tipul ăsta de cifre, spuneți că e un număr undeva între 30-50 de mii, da? Pe zi, doar prin dumneavoastră, doar prin firma noastră. Cu restul firmelor, probabil că se lucrează foarte mult și cu celelalte firme. Se dublează per total în fiecare zi, deci sunt zile în care se ajunge probabil și la 100 de mii de colete expediate, poate și mai mult. Care sunt zonele din România spre care se îndreaptă aceste? De unde sunt românii care comandă aceste produse? Să știți că lucrurile s-au nivelat așa. Până acum vorbeam doar de București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, orașele importante ale țării. Nu. Nu, sunt comenzi făcute. Asta e puterea internetului, puterea social media. Dacă vă uitați un pic la reclama acestor companii asiatice, e foarte agresivă, peste tot o găsiți în orice site deschis. Dar doar pe internet? Doar pe internet. Pe rețelele sociale special. Sunt foarte tineri, foarte mult comandă lucruri de genul ăsta. Nu m-aș duce neapărat către o zonă a țării în care se comandă mai mult de acolo. Nu, e ușor. Valoarea unei medii, unei comenzi? Personal am comandat pe un site de acest gen și aveam 6 produse în coș și nu depășisem 100 de lei. Mă interesează foarte tare lucrurile outdoor pe care le caut eu de obicei. Iar la un retailer din România, dacă l-aș fi cumpărat, cred că respectivele produse m-ar fi costat de 3-4 ori mai mult. Da. Acum, aici este o întreagă discuție. Eu personal nu am comandat niciodată de pe Temu sau de pe Shein. Înțeleg că astea sunt cele mai populare. Pe de o parte, pentru că niciodată n-am avut garanția că produsele le ajung. Că nu există o protecție a consumatorilor cum ar exista pentru site-urile românești. Nu-ți vine comanda, reclamă în China. Apoi mai este o chestiune, nu știu,
ecologică. Dacă toți suntem ecologiști și pretindem că vrem să salvăm planeta, chem nu câți comanzi de pe cealaltă parte a lumii, pentru că invariabil să cheltuiești o cantitate mult mai mare de energie decât dacă comanzi de aici, de lângă București. Și mai este chestiunea etică. În China drepturile omului nu prea sunt respectate și mă gândesc că nici drepturile muncitorilor nu sunt respectate. Cu toate astea, așa cum spuneți dumneavoastră, în momentul în care tragi linie și tu plătești de 3-4 ori mai puțin decât ai plăti de pe un site românesc sau de pe un site european, s-ar putea ca aceste lucruri să ți se pară mofturi. Drepturile omului, chestiunile ecologice și protecția consumatorului să fie chiar un risc asumat. Însă, atunci, mă gândesc că principalul diferențiator este calitatea produselor. Acord. Dacă eu comand de pe, nu știu, tu comanzi de pe site-urile astea? N-am comandat, dar o să fac o paranteză și o să adaug ceva la ce ai spus tu, pentru că... Lasă-mă să termin întrebarea. Sigur. Dacă eu comand, am garanția că ce comand de pe site-ul ăla chiar îmi vine acasă sau este vorba și de țepe? Dumneavoastră înțeleg că ați făcut experimentul ăsta nu o dată de mai multe ori. Fac experiențe test de genul ăsta și am luat și țepe, da. Adică n-am primit exact ce mi-am dorit să primesc. Am primit cu totul. Materialele erau de foarte proastă calitate, mirosând la petrol și n-aveau nicio legătură cu fotografiile respective. Și unde v-ați plâns? Da, de acord. Nu m-am plâns nicăieri pentru că acolo era o căsă poștală. Dar nu vorbim de cele două site-uri de care spuneți, ci alte site-uri. Sunt foarte multe site-uri, sunt foarte mulți agregatori care trimit aceste expediții și trebuie să fim întotdeauna atenți și chiar ne roagă și Consiliul Concurenței și Protecția Consumatorului, până și Uniunea Europeană face niște apeluri, a fi foarte atenți după ce site-uri comandăm. Personal am avut foarte multe reclamații și noi, pentru că la un moment dat, venind din partea agregatorilor expedițiile și noi aducându-le din Cehia, din Ungaria, către România, scriam la un moment dat la expeditor fancurier. Și atunci autoritățile locale din acele țări ne-au amendat, crezând că noi suntem expeditorii. Era un simplu lucru pentru a nu mai scrie 7000 de firme la expeditor, scrieai fancurier pentru că erau agregate și aduse aici. În fine, acum scriem, am refăcut, ne-am dat seama de greșeală și am refăcut lucrurile astea. De obicei, site-urile care dau țepe au la adresă o căsuță poștală. Și nu aș recomanda nimănui să facă lucrul ăsta. Ajungând văzând ce spuneați mai devreme legat de etică și de lucrurile astea, să nu uităm că toată această nebunie și toată această dezvoltare de produse a Chinei a plecat tot de la noi occidentalii, care ne-am dus acolo și am creat fabrica lumii, care se numește China. Ei au replicat tot ce am inventat noi aici, dar le-am produs acolo și acum ne sunt vândute. Nu sunt de acord cu sistemul politic de acolo, cu sistemul cu drepturile omului care sunt încălcate în aceste zone și urăsc foarte tare lucrurile astea. Dar să nu uităm de unde a plecat, să nu uităm de unde am plecat noi occidentali mergând acolo. E și un soi de ipocrizie. E un soi de ipocrizie și eu de foarte multe ori mi-am pus întrebarea de ce niciodată nu ne-am gândit să avem un backup la fabrica care se numește China în momentul de față? Haideți să continuăm discuția și să discutăm și după despre lucrul ăsta, după o scurtă pauză. Înainte acea paranteză la ceea ce spuneai tu, extrem de corect, perfect adevărat. Trebuie să nu uităm însă și că mulți dintre noi, știți, avem telefoane americane gândite în America. Făcute în China. Care sunt făcute în China, că dacă te uiți cu atenție, scrie pe ele Made in China. Așadar, dezbaterea și discuția e mult mai largă și mai complexă și cu siguranță o soluție nu e simplu de găsit pentru europeni, pentru americani. Revenim după pauză. Ne-am întors în fața ta continuă. Antreprenorul Felix Pătrășcanu este invitatul zilei de astăzi. Discutam înainte de pauză, domnule Pătrășcanu, despre acest raport comercial dintre China și Uniunea Europeană în cazul de față, pe care ni l-ați explicat foarte clar prin prisma business-ului dumneavoastră. China face comerț
din ce în ce mai mult, chiar și cu România, da? Aproape 100.000 de expediții, de pachete, de colete trimise în fiecare zi către, nu cifra exactă, dar e pe aproape. Da. Către România, da? Deci trimise către România zilnic de, dinspre astfel de agregatori, de jucători de pe piața de comerț online, jucători chinezi, care au intrat și în Europa, au intrat și în România în felul ăsta. Discuția e mult mai amplă legată de diferența asta comercială și în final, până la finalul zilei, consumatorul, cumpărătorul, omul obișnuit, ia decizii mult mai simple. A găsit produsul, i-a plăcut, speră să-l primească, îi se pare prețul bun și îl cumpără. Nu stă să facă o prea mare filozofie legată de Claudiu, de în legătură cu prețul ăsta bun, te rog. Poate ar fi corect să discutăm și despre prețul bun. Că eu am impresia că atunci când ceva este mult prea ieftin, acolo este un cost ascuns. Adică, bun, iau de pe un site chinezesc un stilou, da, cu 2 lei. De pe un site românesc îl iau cu 200 de lei. Da. Da? Care este prețul lui real? Păi, mai chiar produs în China, chiar produs cu niște muncitori cărora nu li se respectă drepturile. Este vorba și de subvențiile pe care statul chinez e posibil să fie și le dau pentru a ține prețul ăsta foarte jos ca să cucerească agresiv piețele globale și să elimine concurența? Păi eu printre ingredientele acestui preț mic aș pune următoarele lucruri. Da, odată stipendii de la stat. E posibil să întâmple lucrul ăsta și cred că se întâmplă lucrul ăsta. Pe locul 2 ar fi, hai să vedem ce norme avem noi în Europa pentru a fabrica acel stilou. De mediu, de o mulțime de lucruri. Green Deal-ul pe care trebuie respectat și care costă deocamdată. Da, achiesăm la ideea asta că ne-am săturat și noi de mizeria care ne înconjoară, de planetă, de... și nu sunt vorbe în vânt, da. Și noi avem niște norme care ne aduc costuri în plus la producția respectivă. Celelalte zone ale lumii, lucrurile astea nu se întâmplă. Au libertatea de a produce în orice condiții. Chiar cu încălcarea unor drepturi ale muncitorilor, chiar cu încălcarea acestor idei de green, de ESG, cum le spunem noi în momentul de față. Și atunci normal că peste toate lucrurile astea venind și stipendiile statului chinez, atunci vin cu aceste prețuri care sunt foarte mici. Consecința care este pentru jucătorii europeni? Implicit pentru jucătorii români, pentru producătorii români. Dacă chinezul îți vine cu un preț de dumping, un preț de care practic elimine orice fel de concurență, ce se va întâmpla pe termen scurt? Pe termen scurt și pe termen mediu lucrurile nu stau deloc bine. Mai sunt investitori în o mulțime de firme. Nu știu, firmă de care va produce băutură, o băutură alcoolică, da. Și ne-am gândit cum să facem sticla, unde facem dopul. Investesc într-o altă firmă de parfumuri, o veche firmă de parfumuri românească, da, împreună cu Cristina Bătlan. Și vedem unde facem sticla și unde facem dopul. Făceam până acum în Germania sticla, dopul era făcut în Franța. La niște 2-3 euro. Cealaltă parte este să te duci în China, adică să vezi și cealaltă zonă, să te duci în China și să-l comanzi la jumătate de euro. Deci toți cei care produc și vor să pună în piață un produs, se uită la ambalaje, la toate lucrurile astea, totdeauna în China. Care vin și fac exact ceea ce le ceri la niște prețuri care nu pot fi concurate. Da, haideți să vă întreb altceva. E o realitate cea pe care o descrieți. Ce pot face însă, în opinia dumneavoastră, producătorii europeni sau producătorii români, pe ce ar trebui să insiste? Ce ar trebui să vândă din punct de vedere al marketingului produsului ca să poată rămâne pe piață? Nu știu, toate produsele astea de tehnologie. Până la urmă, toată Occidentul și când zic Occidentul, includ și România, slavă cerului. El vine cu tehnologia, întotdeauna s-a venit cu tehnologia în această parte a lumii, America, chiar și Europa. Deși Europa în ultima perioadă a rămas un pic în urmă. Dar Occidentul a venit cu toată tehnologia asta. Ar trebui ca cumva să avem un backup, cum spuneam mai devreme, la toată această mare fabrică care e China. Și care are mari șanse să se mute către India, trebuie să ne uităm atent,
și la lucrul ăsta. Vietnam, care are o dezvoltare fantastică, dar eu m-aș gândi cumva să o mai aducem și către Europa Occidentală, poate, de ce nu, în Europa de Est. Deci să iei părți de producție esențială și să le încurajezi prin aceleași metode, probabil. Tot taxe preferențiale, că altfel cum? Cred că tot așa. Altfel, nu știu care, cum poți concura un produs care e de 5 ori mai ieftin decât îl produci tu aici în România. Cu respectarea măsurilor de Green Deal, cu respectarea, muncii, dreptului muncii în România și în Europa și toate lucrurile astea. Plus salariile, care sunt mult mai mari aici în Europa față de ce se întâmplă acolo. Nu jucăm egal, nu avem aceleași, nu avem, cum să le spun eu, aceeași formă de plecare, același loc. Dar plecăm cumva diferit. Ei sunt înaintea noastră, din punctul ăsta de vedere. Duc întrebarea și mai departe. Care ar fi zonele esențiale de producție, concret, care, în opinia dumneavoastră, ar trebui să fie mutate ca backup plan sau crescute și în Europa, inclusiv în România? Păi mie mi s-a părut infernal ca, din cauza chipurilor, o întreagă industrie de automotive să fie dată peste cap în toată lumea. Pentru că cei de acolo au spus că, să nu mai spunem că toate lucrurile astea au venit după pandemie, în care lanțurile de aprovizionare au fost date peste cap. Ce se întâmplă cu prețurile mașinii, pentru că cumpărăm o mulțime de mașini și ne dăm seama, atâta timp cât o grupare, numească să ia Huti, da, bombardează un canal care nu îți mai dă posibilitatea și te face să te duci la capul bunei speranțe, adică să mai pierzi o săptămână cu nava respectivă, să-ți aprovizioneze Occidentul. Toate lucrurile astea ar trebui să dea niște semne de întrebare Occidentului și să spună, hai să găsim o soluție în care să ne aducem capabilitățile de producție înapoi, chiar dacă are niște prețuri mult mai mari, și să găsim posibilitatea, deci, să producem aici. Industria de microchipuri. Microchipuri, fotovoltaicile, nu bate nimeni. Toate fabricile germane, franțuzești, din UK, care produceau fotovoltaice, au fost în faliment pentru că veneau din China niște produse cu o tehnologie mult mai bine pusă la punct, tehnologie descoperită în Occident, să ne înțelegem. Dar dusă mai departe. La un alt nivel de fiabilitate și iată, vândute la niște prețuri mult mai bune în toată Europa și în tot Occidentul. Da, până una alta, dumneavoastră, cu firma de curierat, înțeleg că v-ați adaptat. Mai aveam un rest de întrebare. De când Ungaria a devenit capul de pod al Chinei în Europa, dumneavoastră, care trebuie să preluați comenzile, v-ați reorientat flota spre Budapesta? Sigur că da. Puteți să ne dați niște cifre? Luăm de acolo în jur de 10-15% în expedițiile unei zile, chiar și mai mult, câteodată le aducem în centrul nostru din Arad. Acolo am investit într-un centru logistic în Arad de 10.000 de metri, cu o linie de sortare, și apoi facem spread către toată România prin punctele noastre de trecere și prin depozitele de tranzit din Cluj, Brașov și București, ca să prindem și cealaltă parte a României, Moldova și Dobrogea, jos în sud. Deci da, ne-am pus la punct, așteptăm să vină în continuare din ce în ce mai multe expediții. Atâta timp cât clientul român comandă, nu mă mai uit la toate discuțiile pe care le-am avut anterior, ci trebuie să ne facem treaba și să ținem cont de realitatea pieței. Aș putea spune că mă bucură. Pe termen scurt, ar putea fi o mică bucurie, dar pe termen lung... aparent toată lumea câștigă. Da, câștigă clientul român care plătește mai puțin, câștigă business-ul dumneavoastră care crește, câștigă Ungaria, care își ia și ea partea din acest transport, și evident câștigă China. Dar pe termen lung, da, și eu insist pe pierderile astea, pentru că undeva mie mi se pare neregulă ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește viitorul locurilor de muncă, Parlamentul European din țara vrea asta, să ia niște producția măsuri din țara asta. Da, într-adevăr, Parlamentul European va lua niște măsuri. Vor să ia niște măsuri. Nu știu ce măsuri vor lua. Și le așteptăm. În fine. Până la urmă, toată trebuie să vă mai spun faptul că, deși numărul de expediții crește foarte mult, prețurile au scăzut pe expediție, cheltuielile sunt destul de mari.
ne aducem foarte bine la cifră de afaceri și la număr de expediții, numai că profitabilitatea a scăzut foarte mult și asta nu s-a datorat neapărat companiilor chinezești, cât faptul că avem niște prețuri foarte mari la energie, la combustibil, la absolut tot ce cumpărăm, chirii și așa mai departe. Iar lucrurile astea... V-aș propune să ne întoarcem puțin, e foarte interesant, dumneavoastră practic și toată piața, toți jucătorii de pe piață și concurența dumneavoastră, v-ați trezit deodată în fața acestei noi realități a pieței, jucători mari chinezi care au intrat. S-a întâmplat de pe o zi pe alta? Cum au arătat lucrurile? În cât timp s-a ajuns la... Și știți că foarte repede. Adică e vorba de mai puțin de o lună. Deci într-o lună lucrurile, da, au fost pur și simplu o explozie la care nu prevedeam neapărat de la sfârșitul anului trecut, când ne-am previzionat bugete și așa mai departe. Nu știam de lucrurile astea. Da, erau niște firme puține care de-aia am și investit în Arad. Dar nu într-o asemenea măsură. Adică nu ne-am gândit la asemenea sigur. Măsură. Da. Vă întreb asta pentru că metoda e și ea la fel de importantă, calea e și ea la fel de importantă. Practic, astfel de jucători pot în câteva luni de zile să cucerească orice piață. Piața de mașini. Cucerit-o, adică nu piața... Shenzhen-ul de care spuneam mai devreme, sunt peste tot în Germania, sunt în Franța, vând peste tot. Luăm o scurtă pauză, continuăm discuția. Mai e un aspect interesant. Nu doar dumneavoastră v-ați trezit cu o nouă realitate, ci și autoritățile, vămile, s-au trezit într-o nouă realitate. Haideți să discutăm și despre cum au făcut față. Luăm pauză, ne întoarcem. Ne-am întors. Felix Pătrășcanu, antreprenorul Felix Pătrășcanu, invitat în zilele de astăzi. Am discutat în această emisiune despre o nouă realitate economică, dar una extrem de aplicată, un fenomen care a cucerit și România, nu doar România, asaltul companiilor chinezești de comerț electronic, care au hotărât să ocupe Europa și au preluat-o în forță într-o lună de zile, ne spuneați, au început procesul. Practic, acum în România, probabil că pe zi avem 100.000 de colete expediate către clienți români. Nu doar dumneavoastră, piața firmelor de curierat, ați înfruntat această nouă realitate într-un scurt timp, dar și autoritățile, vămile. Sigur că... Da, într-adevăr, aici avem o mare problemă, pentru că noi, spre exemplu, la Otopen, prin vama din Otopen, putem vămâi, sau statul, vama română poate vămâi doar 5.000 de expediții, ceea ce e foarte puțin. Gândiți-vă că oamenii ăștia vin între 30 și 50 de mii de expediții. La nivel numai prin dumneavoastră. Da, la nivel guvernamental, China a găsit acea cale de a încheia un acord vamal cu Ungaria, cu China, și atunci Budapesta, vama din Budapesta a fost asaltată de toată regiunea, de toate expedițiile care ar fi trebuit să ajungă în regiunea este europeană, să zic. Și a fost blocat aproape. Timpii de așteptare sunt între 3 și 5 zile la vama din Budapesta. Chiar dacă s-au pus la punct și sunt, nu știu, digitalizați, lucrurile n-au putut să facă față. Și atunci încercăm noi, ca și companie, să rezolvăm această problemă cumpărând. Și chiar suntem în due diligence în momentul de față cu o firmă cel mai important agent vamal independent din România, pe care să-l cumpărăm și care am hotărât să-l cumpărăm în urma faptului că el are un soft care poate vămâie mult mai mult. Numai că softul ăsta făcut de noi privați ar trebui să corespundă cumva, să fie legat la softul vămii. Și lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu sunt mari lucruri de făcut, e și un pic de a umbla la legislație pentru a face ca timpul să fie din ce în ce mai scurt, de vămuire și de expediere. Încercăm să facem un lobby la ministrul de finanțe, domnul Boloș, la șeful vămilor, să putem rezolva lucrurile astea. Pentru că, iată, Ungaria câștigă bani din acest lucru, câștigă odată operatorii de curierat și câștigă și statul. Și noi am putea să, nu neapărat în întâmpinarea acestui val chinezesc de produse,
ci pentru a moderniza și a digitaliza, așa cum tot spunem de niște ani, aceste agenții ale statului, aceste instituții ale statului. Și care ne-ar face foarte, foarte mult bine. Nu e mare lucru de făcut, tehnic vorbind. E de schimbat puțin legislația, foarte puțin, pentru că în momentul de față a vămui un produs în România trebuie să fie fizic în România, în depozitul vămii. Deci noi nu putem vămui în avans. Vă mai spun un lucru. Noi, și alte țări din Uniunea Europeană? Nu numai din Uniunea Europeană. Vreau să vă dau exemplu Moldovei, care are o deschidere fantastică odată pe digitalizare și prin a se uita către... Ei urmăresc România și toate lucrurile pe care le-au făcut România înainte de aderare sau post-aderare la Comunitatea Europeană, ca să știe ei ce să facă în momentul când vor vrea să intre. Și sunt foarte deschiși. Plus că au oameni în IT foarte bine pregătiți în Moldova. Și am conlucrat un pic cu Ministerul de Finanțe din Moldova și au fost foarte deschiși la lucrurile astea, ba chiar interesați să vadă cum pot pune în practică lucrurile astea. Deci Moldova e făcut? Da, cred că e făcut lucrul ăsta, dar noi mai durează un pic. Da, nu vreau să sune dramatic, dar concluzia este că suntem martori la un război de cucerire sau de colonizare economică din partea Chinei. Haideți să vă spun un lucru. E o piață liberă, sau mie îmi place să cred că e o piață liberă și că cumpărătorul, ce îi se pune și la ce îi se face reclamă, el spune da sau nu. Da, plecăm de la punctul ăsta. Noi trebuie să plecăm de la punctul ăsta. Când avem același start, companiile românești, magazinele românești cu magazinele sau cu producătorii din China, da, e foarte adevărat. Dar cum am putea să facem lucrurile? Adică oamenii cer, noi le aducem produsul la nas. Venit din China, într-adevăr, în niște condiții concurențiale deloc egale. Deloc egale. Eu cred că de aici ar trebui să plece toată discuția asta. Cum am putea să facem lucrurile să nu? Mergând pe a fi un pic mai înțelepți ecologic și a nu mai vedea produsele chinezești atât de ieftine ca fiind, sau a le percepe ca pe un lucru care ne va face rău pe termen lung, eu cred că aici ar trebui dus război. Da, eu cred că ar trebui să existe o gândire pe termen lung de protejare a producției europene, pentru că, în mod evident, nu este un război care poate fi câștigat doar de România singură. Aici ar trebui să fie reglementări la nivelul Uniunii Europene și pieței europene. Problema asta o au și americanii. Da, sigur. Cu produsele chinezești. Bineînțeles. Există discuții și există și soluții ale administrației americane la această invazie chinezească. Da, de acord. De acord. Știu. Și ne frământă pe termen lung. Deci, încă o dată, pe termen scurt și mediu, da, câștigăm. Putem spune lucrurile astea. Dar pe termen lung nu văd un câștig din lucrul ăsta. Ceea ce mă depășește în... Eu cred că aici sunt lucruri de discutat la nivelul Comunității Europene și la nivelul Parlamentelor Țărilor ca să se pună de acord. Da? Da. Și pentru a lua măsurile astea mergând pe această chestie. Ecologia, dacă tot am creat un Green Deal și că am tot creat aceste obligații ale fiecarei companii să devină verzi, construindu-ne departamentele de ESG fiecare dintre noi, ar trebui să avem un pic și de protecție față de celelalte produse care nu respectă normele astea. Eu cred că asta e concluzia. Și de aici, plecând de la ideea asta, Parlamentul European, chiar tot Occidentul, ar trebui să ia măsurile necesare. Am ajuns în acel punct al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Florin, te rog. Da, deși tare mie că discuția asta nu va face altceva decât să aducă mai mulți clienți pentru companiile chinezești, în ciuda revoltei mele. Întrebarea numărul 1, domnule Felix Pătrășcanu, vă plac banii? Da. Dar nu mi-e personal, neapărat, ci ca obiect pentru a duce proiectele pe mai departe. Suntem o societate mercantilă, facem lucrurile prin bani, așa ne-am învățat. Nu știu dacă e neapărat cea mai bună cale, cea mai bună soluție, dar banii rezolvă o mulțime de lucruri și eu văd partea frumoasă a lucrurilor rezolvate de
numărul banilor. Și nu neapărat personal. Întrebarea numărul 2. În afaceri, lăcomia este bună? Nu i-a spune lăcomie. Trebuie să faci afacerile, sunt făcute ca să faci bani. Punct. Deci asta sună cinic sau nu știu, mie nu sună deloc cinic. Eu sunt aici în business ca să fac bani. Banii respectiv mă ajută să fac investiții pe mai departe. Că nu iau toate milioanele alea. By the way, în ultimii ani chiar n-am mai luat niciun ban dividend. Tot reinvestim pentru a crea insule de bunăstare în jurul nostru. La asta ne ajută. Nu i-a spune lăcomie. Întrebarea numărul 3. Care a fost cel mai bine cheltuită 100 de lei din viața dumneavoastră? Cea mai bine cheltuită 100 de lei? Nu știu, probabil când... Pe cursuri. Pe cursuri și pe cărți. Cred că pe cărți. Și cărți nu neapărat... Îmi plac foarte mult cărțile. Aseară a fost la o lansare de carte cu oameni de afaceri români, 9 oameni de afaceri români, în care se povestește cum au ajuns ei la succes. Și e foarte important că lucrurile s-au petrecut în România, istoria recentă de business a României. Eu cred că am cumpărat 2 cărți, m-au costat mai mult de 100 de lei, de dată o investiție despre care nu-mi pare absolut rău deloc, pentru că citind, doar citind, despre viața oamenilor și despre faptul drumul lor către succes, eu am de învățat o mulțime de lucruri. Întrebarea numărul 4. De când sunteți bogat, aveți mai mulți prieteni? Da, am o mulțime de prieteni, dar nu le-a spune tuturor prieteni. Știu la ce vă referiți, da, într-adevăr, bogăția îți aduce lângă tine o mulțime de oameni care vor ceva de la tine. Da, sunt asaltat și de acest fel de oameni. Am cereri 2-3 pe săptămână de a investi într-un proiect, de a vedea lucruri, dar am foarte mulți prieteni pentru că și particip la viața cetății în foarte multe forme și sunt ales și după acest criteriu al bogăției. Ați anticipat întrebarea numărul 5. Care a fost cea mai ciudată cerere pe care ați primit-o vreodată? Au fost mult mai multe. Mi s-au cerut... Am fost rugat să investesc în tot felul de combinații, le spun eu. Adică băgăm bani în ceva și după aceea dăm țeapă și dispărem. Deci mi s-au propus efectiv acest gen de lucruri. Dar cred că cea mai... nu știu, cea mai stranie cerință a fost de a investi într-o crescătorie de bondari pentru a poleniza serele de castraveți ale României sau de roșii sau de nu știu ce. Se folosesc bondari. Dumnezeu, nu e rău. Da. Și ați refuzat-o? Nu înțelegeam la un moment dat. Ce investiție frumoasă în bondari. Da, în bondari. Întrebarea numărul 6. Ați avut un profesor care v-a schimbat viața? Oh, da, sigur. Au fost doi profesori. Profesorul meu de literatură, limba și literatura română, Petrache Dima, din liceu. Și profesorul meu de filozofie, din liceu, domnul Roșu. Trebuie știut că în liceu, filozofia, în anii respectiv, n-avea nicio legătură cu filozofia. Ne înțelegem. Și atunci, domnul profesor Roșu preda un pic paralel decât ceea ce scria în carte și am învățat deci și mai. Deci nu învățat socialism științific. Acolo nu am prins chiar perioada stalinizării, nu sunt atât de bătrân, dar am prins perioada în care filozofia, manualul de filozofie, n-avea nicio legătură cu filozofia adevărată. Karl Marx, Lenin, Stalin și tot și el. Mai doi, Lucrețiu Pătrășcanu, ca să ne înțelegem. Și el a făcut parte. Și el a avut niște idei filozofice în sensul ăsta. Dar domnul profesor a avut puterea și curajul să ne învețe despre adevărata filozofie. Întrebarea numărul 7. Vi s-a propus vreodată să intrați în politică? Oh, da. Da. Și mi s-a propus la modul murdar. Adică tu vei veni cu 200.000 de dolari la vremea respectivă. Combinații. Da, exact. Tu vei veni cu 200.000 de dolari la noi în partid, vei avea locul 2 sau 3 eligibil, adică nu mă lăsau pe un loc așa.
fizic și care e câștigul meu. Cu a... După aia poți să ai contracte cu diverse agenții ale statului, să faci curierat, să vezi. Și mai mult, și mai mult, asta a fost chiar interesant, vei avea foarte multă informație că atunci când autostrada București, spuneți dumneavoastră destinația, vei ști că pe acolo va trece și tu înainte vei cumpăra 2 hectare de teren și după aia vei fi despăgubit la un preț care îți va conveni foarte tare. Deci astea sunt lucrurile, asta se întâmpla acum 10-15 ani în urmă. De atunci nu mi s-a mai propus niciodată lucrul ăsta. Dar atunci așa a sunat propunerea. Acum nici autostrăzile nu s-au făcut, știți. Slavă adică cerului, poate că a fost mai bine că ați refuzat atunci. Întrebarea numărul 8. Dumneavoastră știți ce se află în pachetele pe care compania dumneavoastră le livrează? În proporție de 90% nu. Sunt unele în care percepem un packing list pentru a preîntâmpina hoțiile, ca să spun așa. Ni s-au întâmplat foarte multe lucruri în momentele în care persoane fizice trimit către alte persoane fizice. Și atunci percepem, nu am dorit să facem lucrul ăsta, percepem un packing list. Am avut o întreagă discuție cu protecția consumatorilor pe tema asta, pentru că tu îți vindeai telefonul second hand sau făceai o ofertă a telefonului second hand pe care vrei să-l vinzi altcuiva, expeditorul era din Tecuci și cumpărătorul era din Zalău și tu îi trimiteai înăuntru o mică scândură și îl și asigurai la un preț de 500 de euro și plătea asigurarea respectivă și când ajungea scândura, care, acel telefon scândură în Zalău, eram sunați și ne se spunea, îmi pare rău, s-a întâmplat pe curierat și atunci trebuie să plătiți despăgubiri pentru că noi am asigurat. Și ca să preîntâmpinăm lucrul ăsta, am cerut un packing list pentru a ne arăta și a împacheta coletul în fața noastră, în fața curierului, ca să vedem și noi că, într-adevăr, acolo nu s-a pus o scândură sau vreo cărămidă și s-a pus un telefon. Am dat un exemplu. Am priceput, dar doar la 10% dintre colete. Întrebarea numărul 9, de fapt o rugăminte, spuneți-mi bancul preferat despre curieri. Da, s-a viralizat foarte repede, e ceea ce ne atinge pe noi, chiar am cerut și aici am fost supărat pe departamentul meu de marketing pentru că atunci când a apărut bancul ăsta a fost atât de, adică s-a viralizat atât de mult și mi-a plăcut atât de mult, deși nu m-au onorat foarte tare, încât am vrut un contrarăspuns tot la fel de inteligent și smart. Nu s-a întâmplat și asta m-a deranjat. Se spune așa, în viață să nu ai așteptări, fan curier. E bun, e bun. Da. Puneți-l pe pachete. Și întrebarea numărul 10. Ce cadou iei unui milionar de ziua lui? Nu-i mai iau cadouri niciodată, ceva fizic, ceva, nu știu, de obicei parfumuri, cămăși sau lucruri de genul ăsta, ci îi dau un voucher prin care să aibă o aventură, nu știu, să zboare cu avionul, cu elicopterul, să facă off-road, să meargă cu o mașină decapotabilă de epocă. Lucruri de genul ăsta cred că țin foarte tare. Ori în ultima perioadă am observat ceva, foarte mulți milionari fac lucrul ăsta, cinstelor, de obicei conduc multe proiecte, dar sunt incluși în foarte multe proiecte sociale. Și atunci îți trimit contul proiectului respectiv să donezi banii. Zilele trecute s-a întâmplat ziua unui milionar care a făcut o frumoasă vârstă și a spus, vă rog frumos, nu vreau niciun cadou, ci aveți aici contul Retinc România și vă rog frumos să puneți o sumă care vreți dumneavoastră acolo. Din ce în ce mai mult fac lucrul ăsta. Mulțumesc mult! Luăm o scurtă pauză, ultima acestei discuții, ne întoarcem imediat. Ne-am întors ultima parte a emisiunii în fața ta. Invitatul de astăzi, antreprenorul Felix Pătrășcanu. Domnule Pătrășcanu, știu că puțin mai devreme ați spus, ați adus aminte și asta e realitatea, nu sunteți atât de bătrân, dar după o viață de muncă și de construit, mai ales în antreprenoriat, în care anii trec mai repede, iar încărcătura e mult mai grea, când știi, domnule Pătrășcanu, că a venit momentul să te retragi? Eu am știut întotdeauna, sau am simțit întotdeauna, momentul în care trebuie să renunț la un job, chiar și ăla de a fi proprietar de companie de curierat,
E în momentul în care timp de o săptămână, dacă mai mult de 3-4 zile urăști să te scoli și să pleci către muncă, atunci trebuie să te gândești clar ce trebuie să faci cu viața ta. Am avut zile în care m-am sculat dimineața și nu că am urât, dar nu m-am simțit confortabil să ajung la job, dar niciodată 3 zile legate una de cea consecutive, ca să spun așa. Ne mai vorbim despre 3-4 într-o săptămână. Nu mi s-a întâmplat. În momentul când mă simt inutil și că nu mai îmi place ceea ce fac, sigur o să găsesc o cale de a face un exit, de a lăsa copiilor, nu știu, de a face ceva, de a ieși din jocul ăsta. Suntem în momentul de față, eu împreună cu un asociat, ne extragem un pic din executiv, să rămânem pe strategie. În continuare, al treilea asociat e CEO companiei, dar căutăm un CEO în compania noastră pentru a ne retrage din execuție și a lăsa cu adevărat oamenii implicați, managerii, care se pricep foarte bine la anumite lucruri, să conducă ei mai departe. Și să nu uiți faptul că copiii noștri, care sunt 6 la număr, avem fiecare câte 2 copii, 5 sunt deja implicați în companie și vor și ei pe acolo. Și am creat un board next gen și ne bucurăm foarte tare că cel puțin în momentul de față își doresc să continue business-ul ăsta. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc, Florin. Eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, numai bine.